De peste 100 de ani, Europa se cutremură de loviturile armate otomane. 1593. Sultanul Murad al III-lea își îndeamnă trupele sale conduse de Sinan Pașa spre Viena, ultimul obstacol spre o Europa dezbinată. Ca printr-un miracol repetat de-a lungul secolelor, în drumul acestor armate, trei țări neînsemnate, Valahia, Transilvania și țara Moldovei, aveau să joace un rol hotărător. În fața acestei vremi grele a apărut un om pentru a fi unde trebuia să fie și să împlinească ceea ce-i păstrase Ursita. Fiul lui Pătrașcu, venit să piară, să fugă sau să învingă domnind. Mâncați, boier dumneavoastră! Hai! Veniți-vă, dragilor! Că sunteți firari! Nu vă place masa mea? Cum nu? Bună! 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 Auzi, Pavele, să te înveți altădată minte să mai fii împotriva mea. Trageți-mă! Mâncați! Ori nu vă place. Cum de nu, Maria ta? Da, da, Maria ta ne place. Știu de frică. Vremurile astea alte nu merge. Eu vă sunt credincios, Selim Pașa. S-o spui asta măritului sultan. Ți-am făcut catar două căruțe cu copii voinici, deși nu mai e obiceiul, dar... Ți-aș dărui două căruțe cu aur, dacă mi-ai da capul, știi tu cui. Și dacă merită mai mult. Tată Alexandru Vod. Nu. Și nici eu pe el. Mihai, te-am urmat ca umbră și a fost întotdeauna așa cum ai vrut tu. Acum din casa noastră n-a rămas nici cenușa. Iar noi ne ascundem prin străini. Domnul țării ți-a pus capul la preț. Unde vrei să ajungi? La capăt, Stanca. Oriunde ar fi acest capăt.
Oamenii lui Alexandru Vodă sunt pe urmele mele. M-am oprit doar o clipă. Unde e Nicolae? L-am ascuns. Unde? Îl iau cu mine. Nu. Viața lui e în pericol. Alexandru va căuta să se răzbune văzând că i-am scăpat. Nu. Nu ți-l dau. Nu sunt învățat să-mi vorbești astfel. Atunci învață. Ai luat totul, Mihai. Și chiar dacă vei izbuti să ajungi unde vrei, nu vei avea de unde să-mi dai înapoi fericirea aceea liniștită care a ținut atât de puțin. Nu-ți fă griji. Pe fiul meu nimeni n-o să pună mâna. Nici tu. Mai ales tu. Pentru răzvrătire, din porunca Măriei sale Alexandru Vodă, ești prins, ban al Craiovei. Nu în biserică. E frică de o cursă. Ești frumos și prost, Hasan. Nu înțelegi că i-am făgăduit? Prea mare liniște. Și ăștia simt ceva. Selim Paşa. Frații Buzești. Ai venit la Timian. Cum ai scăpat? Ușor, Selime. Ușor. Radule, părinte Stoica, fraților, de data asta lăsați-i să treacă. De data asta. Dar fără copii. Nu mișcă nimeni! Pentru dragostea care o aveți față de mine, lăsați-i să treacă așa cum sunt. Sunt copiii de pe pământurile noastre. De ce, Mihai? Pentru că fără ajutorul lui nu pot ajunge la Istanbul. Și după cât îl cunosc eu,
N-a lăsat niciodată să scape prada din mână. Veselin, prietenul meu din copilărie. Vă rog, lăsați-l să treacă. Faceți loc! Lăsați-i să treacă! Oricum, cu orice preț, cu prețul rușinii. Pulisit să fii în veci, că stai și rap să vezi cum își bate joc dușmanul de neamul tău. Nu, Huli, nu blestema maicuță. Mare învățătura profetului, dar eu tot n-am înțeles. Dar ce-ți trebuie ție, domnia acestei țări amărâte? Vreau să fiu cel mai puternic din această țară. Mihal, prietene, aici noi suntem cei mai puternici. Uitați-vă la mine. Care din voi mai tare? Nu îndrăznește nimeni să se bată cu el? Vino încoace. Vrei cuțitul ăsta? Vreau, nene. Da, trebuie să-l meriți. Îl meri, nene, dragă. Dă-i un pumn ăstuia. Bată-l. Ce spun. Ucide-l. Copiii sunt ai mei, Mihal. Thank you.
Cum te cheamă? Mă cheamă Hasan. Spune drept. Înainte, când eram urât și murdar, mă chema Ionică. Acum mă cheamă Hasan și pot să mă omor, te auzi, spune. Ai învățat să te stăpânești, dar nu chiar de tot. Dacă nu te-aș iubi, ar fi trebuit să te omor. Să nu-ți pară rău cum ai făcut-o. Ai rămas același om, Mihan. Selim, vreau să te întreb ceva. Spune. De ce ai intrat în oastea lui Sinan Pașa? Allah mi-a șoptit că într-o zi s-ar putea să ajung mare vizir. Vise, Selim. Vise. Mihan, unchiul tău Iani o să-ți dea banii? Nu știu. Acum câteva zile Alexandru mi-a oferea două căruțe cu aur pe capul tău. Și acum îl pierd pe al meu alături de tine. Asta înseamnă că Allah nu mi-a dat atâta minte cât ar fi dorit mama mea. Cu ăsta ne îmbogățim. Dacă el dă atât, cât o fi câștigând? Dacă are bani de dat să dea, lasă că ne înțelegem. Mihal, a venit Alexandru. Dă-i, Ani. Dă-i cât cere. Gândește-te bine, Mica, li sunt bani mulți. Nu, îi dăm cât cere el. Haide, haide! Afară, afară! Haide, hai! Mai avem nevoie de 300 de mii. Toată averea mea am pus-o pe tine, pe barba mea totul. Ți-i dau înapoi. Da, da, știi vorba sfântă. Frate, frate, da, 520 de mii cu totul. 543 de mii cu dobânzile mele. Dar nu mi-ajunge, am mai spus odată. Iscălește. Am vorbit cu Diventini, cel mai bogat banchier din cartierul genovez. Te așteaptă. Diventini, de la el nu-ți mungi un galben, Mihal. Dar tu a spus Selim Pașa. De unde știi? Nici măcar un oftat. Regret, signor Michele, dar sunt obligat să vă spun nu. Ah, Rosana. Il principe Michele. În orice altă problemă, domnule, sunt supusul vostru servitor. Rosana, întreține-l pe prinț. Fratele meu, Carlo, imaginea vie a mult lăudatei noastre impetuzități italiene. Eu sunt Rosana. N-ați vrea să-mi expuneți și mie? Eu simplă curiozitate feminină, subiectul discuției voastre. Sunt sigur că ați auzit totul, contesina. E atât de pasionant să-i vezi pe bărbați cum luptă să obțină ceva. Apare atunci latura lor slabă, înduioșătoare. Nu v-ați pleda prea bine cauza? Nu știu să cer. Atunci cum vreți să obțineți? Eu trăiesc de mulți ani aici. E o lume ciudată în care drumul cel mai scurt nu e niciodată cel drept. Un zâmbet poate însemna moartea, iar o încruntare din sprâncine viața. Permiteți-mi o întrebare. Ce vârstă aveți, contesina? Prințe, casa Diventini e ultima voastră soluție? Da. Și ce vă așteaptă dacă nu obțineți acești bani? Moartea. Nu păreți omul care se judece atât de simplist. Te-ai gândit vreodată, contesina Rosana, că sunt oameni care așteaptă clipa când vor putea privi soarele de aproape? Poate că această clipă nu va veni niciodată. Și ei totuși încearcă. Ce a zis dama? Că aia e capa afacerii. Ce a zis dama? Spune-mi cuvânt cu cuvânt. Că aici o lume stranie. Îți dă banii? Nu știu. N-a spus nici da, nici nu. E frumoasă? De ce? Atunci ți-a trecut timpul mai repede ca mie. Mihal, gândește-te bine. Până mâine tot mai putem pleca cu capetele pe umeri. Banii mei, banii... Ventini Afendi.
Poftiți, domnule Conte. Signorina Contesa, sunt dumneavoastră vostru servitor. Sora mea era atât de curioasă să vadă un interior oriental autentic, încât m-a convins să o iau cu mine. Am încercat să privesc și eu soarele. E greu. Mi s-au umplut ochii de lacrimi. Mulțumesc, contesina. Signor principe, casa noastră agrează propunerea cu care ați binevoit să ne onorați. Ușoarele noastre îndoiri nu se refereau la persoana voastră. M-am perpelit toată noapte, de-am crezut că o să-mi dau sufletul. Dacă Alexandru a dorit Sinan Pașa un peșcheș mai gras, în altul sultan ți o să stai capul nepoate. Uite-l porcu, vai de noi și de noi. Sinan Pașa a primit, vrea să te vadă, să vorbești cât mai puțin, iute la mânie și schimbător. Infelice, imbecile! El e? Tinere, unde te crezi? La curtea din Roma? În fața măritului sultan să te pleci până la pământ și să-i săruți papucul. Ia să te văd. Așa. Așa da. Ridică-te. La prima vedere îmi placi. Am auzit lucruri bune despre tine, că ești credincios, bogat. Despre rivalul tău, Alexandru, am aflat lucruri foarte rele. Dovezi ale trădării sale au fost înfățișate stăpânului. Dar s-ar putea ca nici tu să nu-i placi. Luminăția ta, dar noi am făcut totul ca prea strălucitul sultan să fie mulțumit? Te-a întrebat cineva ceva? Să mergem. Uite-l, Alexandru. Doamne Iisuse Hristoase, Maică prea curată, ajută-ne. Aici te poate ajuta decât Allah. Thank you.
Îndurare! Părinte Sultan! Îndurare, Părinte Sultan! Primirea s-a terminat. Stai. Mai rămâi. Lăsați-ne singuri. Vino cu mine. Aici toată lumea se târăște. Chiar și cei care au adunat pe copitele cailor tot praful Europii și Asiei. Dar s-ar fi putut întâmpla să nu-mi place. Cum de-ai îndrăznit? Omul trăiește o singură dată, luminate, Doamne. Da. Păcat. Stăpâne! Fie-ți milă! Îndurare! Mărite Sultan! Murat! Ai să te căiești! Ai să te căiești că l-ai ales pe el! Ai să te... Albei, care este după tine cel mai prețios dar pe care Allah l-a făcut omului? Viața. Nici nu puteai să răspunzi altceva. Ești prea mic. Vei domni peste o țară măruntă. Într-o zi boierii vor mitui pe dregătorii mei, cum ai făcut și tu, iar eu voi porunci. Cel mai mare dar al omului, Mihal, este puterea. Cel mai scump și cel mai obositor. Ascultă. Ascult, luminate, Doamne. De aici vei pleca un biet prinț într-o țară neînsemnată. Vecinii te vor umili, de noi vei tremura. Rămâi aici. Și Sina n-a fost creștin în tinerețe. Îți încredințezi o armată și atunci vei cunoaște puterea. Ce zici? Nu cunosc meseria armelor și nu vreau să te dezamăgesc. Țin prea mult la capul meu. Păcat. Allah pune uneori suflete mici în trupuri puternice. De ce? Ți-a strigat Alexandru adineaori? Că o să te căiești că m-ai ales. Preții la capul tău. S-ar putea, într-adevăr, să-mi pară rău într-o zi că te-am ales. De ce nu intri, principe? Toată lumea dorește să te cunoască. Am venit să-ți mulțumesc. Trebuie să plec. Îmi pare rău. De ce m-ai ajutat? Pentru că nu faci parte din acei oameni care vin de obicei la noi să ceară. M-a tulburat faptul că nu știi să te umilești. Știi unde-i țara mea? Da, acum știu. E la miază zi de Transilvania. În curând voi călători acolo, la Alba Iulia. O prietena mea, Cristina von Habsburg, se căsătorește cu principele Sigismund. Voi fi aproape de țara ta și e firesc să mă interesez de soarta banilor mei. Vorbesc prostii. Aș dori mult să-ți cunosc țara, prințe.
ce râzi? Atât de rar l-am văzut pe tata. Noi ascunși mereu, el plecat. Nici nu știu dacă îl voi mai recunoaște în haine domnești. Ajustăm cu banii noștri! Mă bucur, Maria ta, că te găsesc sănătos. Alalt, domnitor, nu-și plătește datoriile! Ascunde! Mihai, dar ce se întâmplă aici? Nimic. Cine sunt ăștia? De ce zbiară așa? Ce se pare, Stanca? Nicolae! Ce bine îmi pare că Nicolae! Bine ai sosit. Preda, înfățișează pe fiul nostru divanului boieresc. Stai, nu îți trebuiesc sorzoanele astea. Mie nu-mi spui nimic? Mi-ai lipsit, Stanca. Te-am așteptat. Îți mulțumesc. Tocmai pentru că nu e adevărat. Într-o asemenea domnie ți-ai pus viața în primejdie, Mihai. Meritasă. Doamnă, odăile în care vei locui sunt pregătite. Radule! Gata! Treceți odată! Destul cu văicăreala! Vreau să știu. Dați bani orba. Am dat odată, Maria ta. Noi ne tot gândim, păi cum... Ce te tot gândești, Filimone? Ai cu ce plăti pe turci, ori n-ai? Da, galbene pe care vi-am dat. Unde-și? Arme cumpărați, dar haraciul nu-l plătiți. Care ai zis? Cu mintea mea cea proastă, s-o cot că dacă ne-o putea ruga... Roagă-te în biserică, jupâne, să-ți ierte Dumnezeu păcatele. Dar nu de turci să-și uite haraciul. Suntem țară năpăstuită, Maria ta. Am sărăcit. Voi ce ați hotărât? Noi vrem totul, Maria ta. Stai drept, Nicolae. Pe, ce ziceți? Buzește-i! Să limbea ar intrare slobodă peste tot. Să vadă cât de credincioși suntem măritului sultan. Credincioși? Haraciul legiuit n-a fost plătit de 6 luni. Ostașii noștri care spăzesc tronul nu și-au primit leafa. Sinan Pașa e supărat și pentru asta sunt eu aici. Țara e săracă, Serimbei. Și n-ai știut asta când ai cerșit domnia? Stroie! Selim Pașa, deși unii boieri nu vor să plătească, totuși, astăzi toate datoriile mele și ale țării vor fi plătite. Banii sunt adunați în casa credincioșilor noștri buzești. Vom face așa ca să fim toți mulțumiți. Dați veste afară ca să aibă timp să se bucure. Ai făcut drum lung călare, Selim. Foarte lung, Mihar. E gata? Gata. Poftiți, poftiți! Da, da, da. Plătim totul! Da, bine, mulțumesc. Știe de frica turcilor! Știe, știe! Că nu erau ei... Așa am avut poruncă să-ți vorbesc, așa ți-am vorbit. Taie-mă, Mical, dar nu pricep ce ți-a trebuit domnia acestei țări. Eu știu cât prețuiești și cuvintele acelea le-am spus domnului, nu prietenului. Știu, Selime, și-ți mulțumesc.
Asta mi-a plăcut. Acum te recunosc. Ca pe vremuri. Sir Selim. Selime, ia scalul, du-te la Sinan și spune ce ai văzut aici. Ești liber. Tu mi-ai vorbit în două feluri. Ți-am răspuns la fel. Ce e, Radule? E casa în care ne-am născut, Maria ta. Da, ne pare bine. Las-o. Tot era cam vechi. E drept, Maria ta! Iartă-mă, fiul meu, că m-am îndoit de tine. Iartă-mă. Dar ce-ai crezut, măicuță? Așa mai cunoscut-o pe mine, că-mi pot vinde țara străinilor? Și voi? Ce-ați crezut? Că eu, Mihai Voievod, voi înghiți paharul rușinii până la capăt. De astăzi înainte, mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și tot așa voi libera pe acei supuși ai mei care mă vor urma. O viață avem, români, și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul. Și Imperiul Otoman este o condiție absolută. Consider că teritoriul celor trei principate trebuie să devină obiectul atenției noastre. Apreciind hotărârea și nobilul curaj al prințului Sigismund Bathory, principe al Ardealului, de a se rupe de subjugul otoman și a deveni un iubit și prețios vasal al nostru, noi am ales pe nepoata noastră, Arhiducesa Maria Cristina de Graz, de a deveni soția viteazului prinț. Stăpânește-te, Sigismund. Din această căsătorie vom arăta lumii întregi hotărârea noastră de a face din prinț un campion. Scumpul meu, vărnă, că filierea mea la cauza creștină mă obligă la martirajul acestei căsătorii. Generalul Basta va asigura prin prezența trupelor noastre independența Ardealului. Îl rog pe domnul general să ne expună planul său strategic privind celelalte două principate, Valahia și Moldova. Herr general? Înaltă majestate, domnilor, sunt fericit. Totdeauna am visat să devin un umil apărător al crucii. Să-mi dau viața pentru răzbunarea rănilor sacre ale Mântuitorului. Această zi este cea mai înseamnă. Destinul coaliției pecetuit. Soarta celor două principate vecine mă preocupă îndeosebi. Aici de față se află trimișii principiului Arun al Moldovei, care mi-aduc recunoașterea vasalității lor față de Ardeal. Te faci, frate, și cu dracu până treci puntea. Voi rezolva așa cum se cuvine și situația Valahiei. Tânărul acesta mă calcă pe nervi. Principe, nu trebuie să uitați că Valahia este sub dominația Turciei și cea mai apropiată lor. Majestatea voastră crede că Murat ar interveni în Valahia? Noi n-am face la fel. Ce știți de noul prinț? Mihai Pătrașcu, majestate. Mihai Pătrașcu. Este un om în cel mai înalt grad, nesigur, în altă majestate. Prin viclenie și bani a cumpărat tronul de la Sinan Pașa, al cărui prieten se pare că este. Iar acum de curând și-a plătit creditorii dându-le foc, pârjolindu-i ca pe mistreți. Ce garanții poate prezenta un om
nu-și respectă astfel angajamentele. E un aventurier care vrea doar să adune bani și pe urmă să dispară în vreun colț liniștit al Europei. Eminență, ne bucură că sunteți atât de bine și precis informat. Ce alte precizări ne aduceți, generale, Basta? Majestate, ca strateg mă interesează două lucruri. Inamicul și aliatul. Am înțeles că prințul Sigismund dorește ca Valahia să devină terenul nostru de luptă. Trebuie să ocrotim așezările lumii civilizate, majestate. Valahia este o țară care există numai cu numele. O țară fără stăpân. Scoală, predu că mai e până la Istanbul. Jos armele! În genunchi! Predo. Aici, Maria ta. Preda, tu mai știi latinește? Mai știu. Am învățat la Padova. Să te aud. Aurea prima sata este stacve vindice nulo. Bine. Diseară să te pregătești pentru drum lung. Maria ta, tocmai acum că... Preda Buzescu, astă seară pleci la Roma. Faptele voastre sunt demne de strămoșii voștri romani. Transmiteți din partea noastră viteazului prinț Mihail că în fața Goliatului păgân nu este singur. Putem deci conta pe un ajutor din partea Sfintei Biserici? Romanii erau celebri prin spiritul lor practic. Mă bucur să văd că această virtute nu s-a pierdut. Spuneți prințului Mihail că Sfânta Maică Biserică Apostolică va sprijini acțiunile sale nu numai prin rugi fierbinți și necontenite, ci prin întreaga sa forță financiară. Cum pot înțelege aceste înălțătoare vorbe, preasfinte părinte? Am înțeles această precizare. Armata lui Rudolf al Austriei va fi în cel mai scurt timp alături de voi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Iar noi, fiul meu, cuvinte mari și interese mărunte. Pot să asigur pe sfinția voastră că întâmpin cele mai mari greutăți. Abia am reușit ca să temperez ardoarea curată a prințului Sigismund, dar ambiția generalului Basta... Intrigi și mereu aceleași orgolii puerile. Ai umblat peste tot, dar nu mi-ai pomenit nimic despre acest prinț al Valahiei.
Preasfinte părinte, toate rapoartele îl prezentau ca pe un supus credincios turcilor, ca pe un om nesigur. Omul acesta nesigur își deschide drum spre Istanbul, cu sabia, eminență. Veți merge la majestatea sa, Rudolf, și veți cede ca armata generalului Basta să pornească neîntârziat în ajutorul prințului Mihail. Benedico te. Ce-i asta? Vine Selim Pașa. Selim Pașa? Îndrăsnește? Curajul să mai vii în fața mea? Ticălosule, că aveai îndrăsneala să-mi spui că-l cunoști. N-ai bănuit niciodată nimic? Nu. Atunci ești un dobitoc. Ce crezi că va face? E tenace și foarte iute. Se va bate împotriva noastră până la capăt. Iar dacă primește ajutoare... Va cuceri Istanbul înainte ca să ajung eu acolo. Și eu rătăcesc prin nisipurile astea. Mă, tu ești de vină! Cine te-a trimis? Măritul sultan te așteaptă în cel mai scurt timp la Istanbul. Și tu? Luminăția sa m-a numit pe mine comandantul trupelor ce luptă în Persia. Thank you.
popoce, da și... E sărată! Momentul a fost excelent ales, deoarece Sinan Pașa e angajat în luptele din Persia. Iar atacul valahilor i-a surprins pe turci. Generale, explici lucrurile cu atâta simplitate. Ciudat. Și pe acest prinț nu l-a chemat la masa rotundă a conciliului. Personal nu pot avea încredere în acest prinț. Iar victoriile sale sunt un joc al hazardului. Eminență, ce credeți? Căile domnului sunt ascunse. Într-adevăr, acest om nesigur și închinat turcilor, necunoscut ieri, azi uimește Europa. Trebuie să-l ajutăm. Permiteți-mi să mă retrag, majestate. Un strateg de geniu, dar orgolios ca un copil. Simpla idee că altul are succes îl face să-l urască chiar dacă nu-l cunoaște. Ce sfaturi mi-aduceți de la preasfântul părinte Clement? Maestate, de data aceasta v-am adus aurul promis Sfintei Ligi pentru făurirea unei armate împotriva păgânilor. Minență, o asemenea veste se aduce la începutul audienței. Trebuie să recunosc surpriza foarte plăcută pe care mi-ați făcut-o. Sunt bucuros că pot să vă fiu cu ceva folositor, maestate. Totuși sunt îngrijorat. Ascultă, Minență. Credeți că putem încredința acestui necunoscut aurul pe care Sfânta Biserică Romană dorește să-l pună la dispoziția Cruciadei? M-am gândit că prințul Sigismund rămâne cel mai... Asta nu ne înțelegem greșit, cardinale. Nu, asta nu. Nu sunt atât de nebun încât să încredințez acești bani atât de mult așteptați primului venit. Asta nu. Vom organiza o armată. Eminența voastră se va duce să-l cunoască pe acest prinț Mihai. Veți pătrunde în sufletul lui, probabil primitiv. Ne veți informa amănunțit. Și apoi vom lua o hotărâre. Sunt nerăbdător să-l văd pe prințul Mihai printre atâția eroi. Am sentimentul că revăd scene din Iliada. Serenisime principe, Sfântul nostru părinte vă trimite crucea aceasta în numele căreia luptați. Când vine armata, Eminență? Pregătirile sunt aproape gata. Sfântul Părinte și Împăratul Rudolf au hotărât să vă dea tot sprijinul pe care l-ați cerut. Renumitul general Basta va avea cinstea să-și alăture spada de invincibil a voastră armată. Când? Peste 5 luni. 5 luni? Sunteți un prea mare strateg ca să nu vă dați seama că o ofensivă ca aceea pe care o pregătim are nevoie de timp. Priviți acolo, Eminență. Și acolo. Știți ce așteaptă toți acești războinici? Să ridic brațul și să le spun că 10.000 de ostași buni le-au venit în ajutor. Și atunci de bucurie ar urla de-ar dărâma zidurile Stambulului. Cu sau fără Basta, într-o săptămână eram acolo. Preda! Poruncă, doamne! Sună adunarea, ne întoarcem acasă. Bine, Maria ta! Dar cum? Dacă mai scoți o vorbă, zbor creierii! Eminență, poate am greșit eu. Am cerut ajutor de prea departe. Sunteți vorul principiului Sigismund.
Credeți că el ar fi dispus să-mi acorde un ajutor militar ca să ținem turcul la Dunăre fără să-i adună oastea creștină? Principe, gândul vostru către fratele din Transilvania este drumul cel drept. Ar fi bine ca acest lucru să-l faceți personal, iar eu voi binecuvânta această prietenie a doi principi ce domnesc peste două țări vecine. Atunci vom pleca împreună. Nobilul conte, Gaspar Corniș, ilustru campion al husarilor, are cinstea de a întâlni în luptă pe prințul Ardealului, conte al secuilor și domn al unei părți din țara ungurească, Sigismund de Bathory. Închin această luptă nobilei doamne, arhiducesa Maria Cristina de Austria, adorată logodnică. O proclam cea mai frumoasă, cea mai neprihănită și voi lupta ca să dovedesc asta. Sper că după nuntă prințul va găsi un mod mai plăcut să-și cheltuiască energia. Îl iubești? E drăguț, dar e un copil. Dă-i conversație prințului tău. E cumplit. Crezi că știe să vorbească? În orice caz știa. Dragă conte, mă bucur să văd că la curtea Transilvania... Prinții e soare, e lumină, sunt culori frumoase. Nu vrei să zâmbești? Da, într-adevăr, m-au furat gândurile, contesina. Iartă-mă, n-am vrut să te supăr. N-am dreptul să mă supăr, Rosana. Sunt debitorul tău. Spune, dacă eram la București, îmi dădeai și mie foc? Ce fel de om e Sigismund? Așa cum îl vezi. Dacă-l păleam eu cum par, nu se mai ridica de jos. Ce râzi? Aplaude. Mihai al Valahiei, te chem să pecetluim prietenia noastră printr-o întrecere cavalerească. Nu primi. Pentru Dumnezeu, nu primi. Scumpul meu prieten, nu suntem aici pentru a ne bate în joacă. Prințe, lupta cu lancia e o cinste cavalerească. Îți mulțumesc că mă oferi această cinste, Sigismund. Principele Sigismund de Bathory, campion neînvins, cheamă la întrecere pe prințul Mihai al Valahiei. Doamne, ajută-i, Doamne, și Maica Domnului. Dar cine-i ala? Mihai Vodă, cel care îi bate pe turci. Fără cască nu se poate. E împotriva regulilor. Să sperăm că providența-i va da o lecție. Ar fi mai bine pentru toată lumea. Nu se poate! E împotriva regulei! Dă-i drumul, principe! El a vrut-o. Rosana de Ventini, și tu nu mi-ai spus nimic.
Ți-e bine? N-ai pățit nimic? Nu. Mi-e bine. Ești nebună, nu știi că pentru tine a făcut-o. Aoleu, Maria ta, că răul mai trântiși. Am mușcat țărâna, dacă asta a vrut. Prințe, dă-mi voie să-ți spun că oricât ar suferi vanitatea mea de pe urma înfrângerii, sunt onorat să-ți strâng mâna. Ai meritat victoria. A fost o întâmplare. A, nu, te rog. Ai dovedit o admirabilă cunoaștere a luptei cu lancia. Principe, noi n-avem vreme să ne batem între noi. Cu turcii, da. Și pot să-ți mai spun ceva. Turcii mânuiesc lancia al dracului de bine. Ce subtil politician. Viteasca Ahile și retca Ulise. Am înțeles. Am înțeles, deși vărul meu, cardinalul, spune că subtilitățile îmi scapă. Știi ce? Să stăm de vorba aici. Aici e bine. Miroase cai. La bărbați puternici. Simt că vom deveni prieteni. Și de aceea dăm voie să-ți vorbesc ca unui prieten. Am studiat propunerile tale. Sunt de acord. Să fie într-un ceas bun. Sigismund, pot să spun un lucru pe care voi nu-l știți. Turcul poate fi bătut. Iubitul meu prieten, mereu același, drept la țintă. Te întreb, îl poți bate singur? Nu, de aceea sunt aici. Prinze, n-aș vrea să te jignesc, dar în fața celor care te pot ajuta, ce ești tu? Eu însumi. Nu, scumpul meu. Și îți voi spune până la capăt, chiar dacă va trebui să ne mai batem o dată. Nu ești nimic. Domnitorul unei țări de existență, căreia cei mai mulți nici n-au auzit. Știu că m-ai ucide pentru cuvintele astea. Ce relație ai la curțile Europei? Eu, Sigismund de Bathory, ca să pot conta pe ajutorul lui Rudolf, sunt obligat să mă căsătoresc cu nepoata lui. O tânără pe lângă care Lucreția Borgia e o sfântă. Ce armată ai? Toată țara. Te implor. Te implor să lăsăm cuvintele mari. Știu că suferi. Ești orgolios. Dar te întreb. Ai primit vreun ajutor în afară de crucea pe care vărul meu, cardinalul, m-a rugat să ți-o trimit? De la tine era. Toți ne întrebam cine e acest Mihai. De unde a răsărit. Cum arată? E om? E jumătate urs? Regele Spaniei nu-și cunoaște propriul imperiu, cum vrei să te cunoască pe tine. Ce? Înțelege realitatea. Acțiunile tale trebuie să capete garanția unui nume care prin el însuși este ok la curțile Europei. Numele tău, Sigismund. Da. Da? În fața întregii lumi creștine, Casa de Bathory, în curând aliată cu Casa de Habsburg, este singura ta garanție. Dar dacă mândria ta este mai puternică decât interesele țării tale, mai gândește-te. Înțeleg de gând că Valahia transalpină, cu toate virtuțile, nu-și poate găsi salvarea decât sub oblăduirea clementă și de parte văzătoare a serenissimului prinț al Ardealului Sigismund Bathory,
Noi, voievod domnitor al acestei țări, primim protecția acestui înalt prinț. Viva! Viva! Gloria! Scopul nostru comun este lupta până la capăt împotriva semilunii spurcate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amen. Semnează cu mila lui Dumnezeu, prinț al Sacrului Imperiu Roman, al Ardealului, Moldovei și Valahiei Transalpine, conte al secuilor și domn al unei părți din țara ungurească, Sigismund Bathory. Semnează reprezentantul nostru Mihai Pătrașcu, credinciosul nostru iubit. Viva Marius Bathorum Sigismund! Viva! 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 Domnilor, să ne veselim. Atâtea ceremonii, n-am avut ocazia să vă felicit pentru numeroasele dumneavoastră victorii. Dacă voi avea vreodată ocazia, voi fi fericit să vă încredințez comanda cavaleriei mele. Mai du-te, dragul. Asta n-am fi crezut. Și cât am nădăjduit la măria sa, Mihai, își va aduce aminte și de noi cei de aici. Că rău suntem asupriți luminaților, domn. Mai taci, omule, din gură! Mi-era teamă că ai plecat. Ești foarte trist, Mihai. Ferească Dumnezeu să nu se ție de legământ. O să-i fiu turc și păgân. O să blesteme și ceasul când ne-am ieșit în cale. Tu, Roxana? Am așteptat atât de mult să ne revedem. Mi-am închipuit de sute de ori cum va fi întâlnirea noastră. Pentru că trebuie să-ți spun. Ne vom mai vedea oare? Dacă rămâi aici. Da. Cum
se numește râul din față? Ne-aș lovui, spun românii. Cât armata au? Câte tunuri? 14-16.000 de ostași și vreo 20 de tunuri. Spune-mi, Selim Pașa, credeai că eu mă voi bate cu valahul, iar tu vei face pe erou în Persia? Da, Sinan Pașa, așa credeam. Îți aduci aminte când ai venit cu el la poartă să-și ia tronul? E mult de atunci, dar îmi aduc aminte. Mâine ai să speli vinovăția. Allah să ne ajute. Ce-i zgomotul ăsta? Sunt țari. E mlaștină luminația ta. Doamne, am și eu rugăminte. Vrei să te fac mitropolit? Nu. Vreau să rămân cu astea. Să nu-ți pară rău într-o zi că ți-ai legat soarta de-a mea, părinte. Dumnezeu e mai drept și mai de nădejde. Poate, dar asta mi-e voia. Tată, ghișine a venit. Stanga, tu aici? Ți-am adus încă 300 de clărezi din Oltenia. Știam câtă nevoie ai. Ești vitează, Stanga. Și așa ai fost întotdeauna. Nicolae, băiatule, la culcare. Mâine va fi zi grea. Pare îngrijorat. Nu, sunt trist. M-au părăsit și de asta dată. M-am umilit fățarnicului Sigismund. Zicându-mi că e creștin ca și mine. Că vom avea nevoie unul de celălalt în fața dușmanului. Și m-am înșelat. E o vorbă bătrânească la noi. Mai bine dușman decât prieteni micioși. De unde mi-ai scos 300 de călăreți? I-am adunat de unde am putut. Apoi am cumpărat arme și cai. Mihai, am să-ți fac o rugare. Pot face ceva pentru tine, Stanga? Da. Și încă foarte mult. Știu că... Nicolae. Da, Nicolae. Lasă-mă să-l duc de aici. Poate mâine bunul Dumnezeu știe cum se va izbrăvi. E copilul nostru. E urmașul tău. Du-te, Stanca. Fă ce vrei. Poate că așa e scris să rămân singur. Au venit ardelenii. Ah, contele Chirai. Prințe, credeți că ați ales bine acest loc incomod? Cu cât armată ai venit, domnule conte? 500 de secui. Uh-huh. Principele meu și al vostru este dezamăgit că nu a putut veni personal cu astea sa. Dar în momentul de față se găsește la Alba Iulia, unde serbează căsătoria cu arhiducesa Maria Cristina de Austria. 500 de ostași, acesta e ajutorul făgăduit? Prințe, experiența mea în conducerea războiului înseamnă mai mult decât ceea ce credeți. Conte, de vorbe și promisiuni sunt sătul. Popăstoica, arătă domnului conte unde să-și ducă oamenii, ceilalți la locurile voastre. Maria ta, sunt cavalerul Tompa. Taie-mi capul, dar nu sunt eu de vină. Ăla! Ducă să... Noi secui cât suntem cu tine până la moarte. Că noi cunoaștem. Multe am auzit de domnia ta. Bine, Tompa, îți mulțumesc. Thank you.
mâine, scumpa mea soție, veți asista la cel mai strălucitor turnier. Sper, scumpul meu, să vă rămână suficient energie ca să nu învingeți. Mă impresionează răceala voastră generală în fața atâtor frumuseții spiritoare. Sunteți cea mai tulburătoare frumusețe pe care am văzut-o vreodată. Aș oferi principatul meu în schimbul bunăvoinței voastre. Principe, în politică, duplicitatea poate fi o virtute, dar în amor e armura celor slabi. Frumoasă, tot atât de bogată și spirit nemilos. De fapt, uitasem că inima voastră e dată întreprinzătorului Valah. Vasalul nostru. Bietul Kirai, cine știe pe unde fie acum? Eu nu înțeleg de ce l-am mai trimis. Cu el sau fără el, Valahii tot vor pierde lupta. Și dacă învinge, cine-i va mai ajunge la nas? Să învingă? Cum adică ți închipui că Valah ar putea să-l înfrunte pe Sinan? Nu vă înfierbântați, domnilor nobili. Oricare va fi rezultatul luptei, tot noi vom fi câștigători. Noi? Eminență, totul a fost gândit. Oare ați uitat că Valahul îmi este vasal? O victoria lui va face întreaga Europa să afle o victorie a oștilor mele. O victoria lui Sinan va fi scump plătită, iar armata sa redusă și sleită va avea mai puține șanse într-o eventuală luptă cu noi. Asta așa este. Și unde mai pui că va trebui să lase și garnizoane în orașele cucerite? Segban Pașa, vei lua comanda centrului. Cu ienicerii linii întâi ataci podul. Trebuie să pară un atac hotărător. Îți voi trimite în sprijin și linia a doua. Continui să-l ataci dincolo de pod vreo 1000 de pași. Apoi începi să te retragi părând învins. Trebuie să-l atragi pe Valah dincoace de pod. Mustafa Pașa, îl lași pe Valah vreo 1000 de pași dincoace de pod. Apoi cu aripa dreaptă ataci de-a lungul râului, tăind de retragere. Oștile Rumelii cu Hasan Pașa veți face același lucru pe aripa stângă. Apoi îl vom închide ca într-un clește. Puteți pleca. Dacă Valahul trece podul, va cădea în cursă. S-a târjit Pașa? Rămâi rezerva din spatele dealului. Iar Selim Pașa? Lângă mine. Ai ceva împotrivă? Nu, luminăția ta. Câtă armată turcească n-am văzut în viața mea. Câtă frunză, câtă iarbă.
Dacă turcii trec podul, îi lovești lateral prin dreapta. Eu voi ataca pe stânga. Popă, ajuns pe destrimea. Nici o palmă de pământ înapoi. E că a venit vremea. Cu Dumnezeu înainte. Două și încă 20 de tunuri să intre în luptă. Pentru atacul podului după mine! Înainte! După mine, voinicilor! Semnalul. Să vie la sfat toate pașalele. Valahul s-a oprit la pod, dar și-a mișcat toate forțele. Nu are o știre ascunsă. Mustafa, cu oștile Anatoliei vei ocoli mult pe dreapta. Vei trece vadul Neașlovului și pe celălalt mal lovești lateral oștirea Valah. Același lucru pe aripa stângă o vor face oștile Rumeilii conduse de Hasan Pașa. La pod vor ataca ienicerii și spahii. Porniți! Prima luptă a fost o cursă de copii pe care Siran mi-a întins-o. Adevărata luptă acum începe. Intrați în luptă, fraților. Să vină detașamentul Pietrele. Să mergem. Valahul s-a prins în luptă cu toate trupele sale. Acum e momentul pentru Hasan și Mustafa. Intri în luptă. Nici un pas înapoi. Mascalzone, mascalzone. Unde-i Hasan? Unde-i Mustafa?
Am să le tai capetele. Mustafa, înainte! Am privit și acum să fugim? Apoi așa ceva eu nu fac. E un ordin. Eu de așa ordine nu știu. Se cui după mine. Hai! Spahii tăi Selime au pus mâna pe tunuri. Allah Ekber! Unde-o fi idiotul de Hasan? Blestemata asta de mlaștire. Ne-am rătăcit. Prin ocolire! Ce-ai face tu în locul meu? Crezi că sunt prea bătrân pentru luptă? Tu ești neputincios cu mâna asta hodorăgită. Acum e rândul nostru. Ascultați-mă bine. Încă-i putem bate. Frați Buzești, și voi ceilalți, atacați pe centru, eu pe malul apii spre pod. Iar tu, Cocea, pe tine te așteaptă o încercare grea. Și nu uitați, mai bine dușmani în pământ decât în țara noastră. După mine! Luminația ta, au apărut trupe noi conduse chiar de Valah. Ne-au atacat lateral la pod. Taci, prostule. Luptați. E ultima lui zvâcnire. Luptați! Oh! N-a avut nici 300 de călăreți. Înainte! Thank you.
asta? Tabără. S-au dus la tabără. Suntem pierduți! Sună retragerea! Scapă-mă, Selime! Scapă-mă! Cu mâna asta odorogită, te pot salva pe tine? Sau steagul sultanului? Îți făgăduiesc orice. Scapă-mă! Ce stai și te uiți? Ajută-mă! Thank you.
Victorie! Maria ta, am adunat răniții. Totul e pregătit. Un turc rănit vrea să-ți vorbească. Hasan? Ionica mă cheamă, Maria ta, acum și până la moarte. Și lasă-mă să te slujesc cu credință. Luați-l. Îngrijiți-i piciorul și dați-i loc de cinste. De azi înainte va sta în preajma mea. Să mergem. Mulți morți, Maria ta. Prea mulți. Știu. Nu vor uita românii niciodată această bătălie. Dar nici dușmanii noștri.